Mașina timpului De Ray Bradbury În orașul ăsta sunt tot felul de mașini, zise Douglas alergând. Domnul Hoffman cu mașina fericirii, domnișoara Fern și domnișoara Roberta cu mașina lor verde. Ce o să-mi arăți acum, Charlie? O mașină timpului, îi răspunse Charlie Woodman gâfâind, pe onoarea mea de indian. Excursii în trecut și în viitor? Întrebă John Huff, ținându le calea. Doar în trecut nu poți avea chiar totul. Am ajuns. Charlie Woodman deschise portița unui gard. Douglas aruncă o privire în casa bătrânească. Păi, asta e casa colonelului Freeley. Nu e nicio mașină a timpului aici. N-are cum să fie. Doar nu inventator. Și chiar dacă ar fi, am fi aflat de mult în cazul în care ar fi pus pe roate o mașină a timpului. Charlie și John urcară tiptil treptele de la intrare. Douglas rămase jos răsuflând greu. Nu fi prost, Douglas," îi spuse Charlie. Mașina n-a fost inventată firește de colonelul Freeley, dar o are de multă vreme. E proprietarul ei, ce mai?" Noi am fost prea neghiobi ca să băgăm de seamă. N-ai decât să pleci, Douglas Pauling." Charlie îl apucă de cot pe John ca și cum ar fi condus o doamnă și, deschizând ușa verandei, intră în casă. Era o ușă paravan care nu făcea zgomot. Douglas o urmă în tăcere. Charlie traversă veranda și bătu în ușa din fundul ei, apoi intră. Un coridor lung și întunecos ducea spre o încăpere luminată ca o grotă submarină, o lumină verzuie și apoasă. Colonelul Freeley?" Tăcere. Nu prea aude bine." Șopti Charlie. Dar mi-a spus să vin și să vorbesc tare." Colonele! Singurul răspuns era fâșitul prafului care cădea de sus, de pe scara în spirală. Se auzi apoi un sunet stins dinspre încăperea aceea submarină de la capătul coridorului. Mergând cu băgare de seamă, ajunseră într-o odaie în care se aflau doar două mobile, un bătrân și un jilț. Semănau unul cu celălalt. Amândoi erau atât de firavi încât vedeai clar cum fusese meșterit fiecare, mădular cu mădular. Încăperea nu avea nimic altceva decât dușumeaua, tavanul și pereții goi precum și aerul tăcut. O cantitate enormă de aer tăcut. Pare mort, șopti Douglas. Nu, zise Charlie, se gândește doar, se gândește la locurile unde ar mai putea să călătorească. Colonele! Una din mobilele negre se mișcă era colonelul. Charlie, rosti el, clipind din ochi și dezvelindu-și într-un zâmbet straniu, gura știrbă. Colonele, Doug și John au venit aici să... Bine ați venit, băieți, luați loc, luați loc. Băieții se așeza răstânjeniți pe podea. Da, care i Început Douglas, însă Charlie îi dădu repede un ghiont în coaste. Care ce? Întrebă colonelul Frilei. Vrea să spună care ar fi rostul ca noi să vorbim, zise Charlie strâmbându-se la Douglas și zâmbindu-i bătrânului. Noi n-avem nimic de spus, colonele. Spuneți dumneavoastră ceva. Ia seama, Charlie, bătrânii abia așteaptă să li se pună întrebări ca să-și dea drumul la gură. Pe urmă trăîncănesc într-una ca o moară stricată. Cin Lin Su, propuse Charlie la întâmplare. Cum? întrebă colonelul. Boston, 1910," zise Charlie. Boston, 1910." Îngână bătrânul încruntând din sprâncene. A, da. Chin, Lingsu, desigur." Da, domnule colonel." Ia să vedem," șopti colonelul cu un glas ca o apă lină. Ia să vedem." Băieții așteptau. Colonelul Friley închise ochii. 1 octombrie 1910 O noapte frumoasă și rece de toamnă. Teatrul de varietăți din Boston. Da, asta e. Sala e tixită, spectatorii așteaptă încordați. Orchestra, fanfara, cortina. cin Lin Su, marele magician din Orient. Uite-l pe scenă. Și uită-mă pe mine în primul rând de scaune la mijloc. Cine se oferă voluntar pentru scamatoria cu glonțul? Întreabă Su. Vecinul meu se ridică în picioare și urcă pe scenă. Cercetați arma, îi spune Su. Faceți un semn glonțului. Așa, acum trageți drept în fața mea, iar eu o să prind glonțul între dinți, la celălalt capăt al scenei. Colonelul Freeley trase adânc aer în piept și tăcu. Douglas se zgâia la el pe jumătate uluit, pe jumătate îngrozit. John Huff și Charlie erau cu totul prinși de poveste. Bătrânul continuă. Doar buzele îi se mișcau. Capul și trupul parcă ar fi fost înghețate. Gata, ochiți și trageți, ordonă Su. Poc! Glonțul pornește. Qingling Su scoase un urlet, se clatină și cade cu fața însângerată. Panică în sală. Spectatorii, toți în picioare. E ceva suspect cu arma asta. A murit! spune cineva. Da, a murit. Îngrozitor, îngrozitor. Nu o să uit niciodată. Fața ca o mască roșie, cortina trasă repede, femeile izbucnind în plâns. 1910, Boston. Teatrul de varietăți. Bietul om, bietul om. Colonelul Frilei deschise încet ochii. A fost grozav, colonele! exclamă Charlie. Și acum, ce-ar fi să ne povestiți despre Pony Bill? Pony Bill? Da, și despre zilele când vă aflați în preerie, în 1875. Pony Bill, îngână colonelul închizând ochii. 1875. Da, eu și Pony Bill, pe moviliță în mijlocul preeriei, așteptând la pândă. Sst, îmi zice Bill. Ascultă. Preeria, E ca o scenă întinsă pregătită pentru furtuna ce se apropie. Un bubuit de tunet. Slab. Apoi, unul mai tare. Și deasupra prăieriei, cât cuprins cu ochiul, un nor gros, negru gălbui, plin de fulgere. La numai o palmă deasupra pământului, pe o întindere de 50 de mile. Dumnezeule! strigam eu de pe movilița aceea. Pământul se zguduia ca o inimă înnebunită. Da, băieți, ca o inimă cuprinsă de panică. Oasele dârdâiau în mine, gata să se spargă. Bum, bum, așa făcea pământul. Cum mai bubuia furtuna peste dealuri, peste preerie, dar nu vedeai decât norul acela, nimic mai mult. Uite-i! Îmi strigă deodată Pony Bill. Norul care se vedea nu era de ploaie. Nu. Ci de praf. Praful fiind de pe iarba uscată a preeriei, ca o făină, ca un polen care acum scânteia în soare, fiindcă soarele răsărise între timp. Am început să strig. De ce? Pentru că prin norul ăla de pulbere drăcească am zărit ca după un văl tras deodată, da, jur că am văzut, marea armată a preieriei. Bizonii. Colonelul tăcu un timp, apoi continuă. Capetele ca pumnii unor negri uriași, trupurile ca niște locomotive. 20, 50, 200 de mii de ghiulele trase din tunurile vestului, ghiulele vii, rătăcite, matahale cu trup de zgură, cu ochii de cărbune aprins, gonind spre nicăieri. Praful s-a ridicat, dezvăluindu-mi o clipă, marea aceea de greabăne, de coame negre încălcite, ce se tălăzuiau la nesfârșit. Trage!" mi-a șoptit Bill și mi-am dus arma la ochi. Trage, repetă el. Iar eu stăteam acolo și mă simțeam ca mâna dreaptă a Domnului, privind desfășurarea aceea de forțe, ca un miez de noapte în plină amiază, ca un alai funerar lung și negru. Și doar nu poți trage într-un alai funerar, nu-i așa, băieți? Îmi doream un singur lucru: să văd că norul de praf se lasă din nou, acoperind spinările acelea negre, ce se tălăzuiau cu mișcări greoaie. Și norul de praf s-a lăsat. El mi-a ascuns milioanele de copite care făceau să se cutremure pământul. Pony Bill mi-a lovit tare brațul și m-a și înjurat. Eram însă fericit că nu atinsesem nici măcar cu un plumb norul acela și puterea ascunsă în trânsul. Nu voiam decât să stau și să privesc rostogolirea timpului târât de bizonți spre veșnicie. Furtunii au trebuit vreo șase ore ca să dispară la orizont, pentru a se abate asupra unor oameni mai răi decât mine. Pony Bill plecase. Rămăsesem singur acum. Singur și surd ca un pietroi. M-am dus într-un orășel situat cu vreo sută de miile mai la sud și m-am plimbat pe străzile lui, fără să aud glasurile oamenilor din jur. Eram mulțumit că nu le aud. Am încercat un timp să-mi amintesc vuietul din preerie. Îl mai aud și acum, în după amiez de vară ca asta, când ploaia se abate peste lac. E un vuiet înfricoșător, dar minunat. Tare aș vrea să-l fi auzit și voi. O lumină difuză părea să se prelingă din nasul colonelului, un nas mare și alb, ca o ceașcă de porțelan plină de un ceai portocaliu. O fi adormit? întrebă Douglas. Nu, își încarcă din nou bateriile, răspunse Charlie. Colonelul Frilei răsufla repede ca după o cursă lungă. În cele din urmă deschise ochii. Da, domnule colonel, îi spuse Charlie plin de admirație. Bună, Charlie, este colonelul zâmbind și privindu-i cu uimire pe băieți. Acesta e Dag, iar e John, spuse Charlie. Bună, băieți! Băieții îi dă dură binețe. Dar unde-i, unde-i? începu Douglas. Taci, mă, prostule! Îl întrerupse Charlie ciupindu de braț. Apoi, întorcându-se spre colonel, ce spuneați, domnule? Spuneam ceva, murmură acesta. Despre războiul civil, sugeră John Huff cu o voce calmă. Își amintește și asta? Dacă mi-amintesc, sigur că mi-amintesc, rosti bătrânul cu un glas tremurător, închizându-și din nou ochii. Îmi amintesc tot, în afară de... Nu mai știu de care parte am luptat. Culoarea uniformei, îi șopti Charlie. Culorile încep să se șteargă, oftă colonelul. Totul e învăluit în ceață. Văd soldați în jurumi, dar de multă vreme nu mai disting culorile mantalelor și chipielor. M-am născut în Illinois, am fost crescut în Virginia, m-am însurat în New York, mi-am clădit o casă în Tennessee, iar acum, la bătrânețe, Iată-mă din nou înapoi în Green Town. Așa că. Vedeți de ce culorile se șterg și se cam amestecă? Dar nu vă mai amintiți pe care partea dealurilor v-ați luptat? Îl întrebă Charlie fără să ridice tonul. Soarele răsărea la stânga sau la dreapta dumneavoastră? Mărșăluiați spre Canada sau spre Mexic? Mi se pare că în unele dimineți soarele răsărea pe partea dreaptă, iar în altele peste umărul meu stâng mărșăluiam în toate direcțiile. Au trecut aproape 70 de ani de atunci. Ajungi să uiți răsăriturile și diminețile după atâta mare de vreme. Țineți minte că ați învins, nu-i așa? Vreo bătălie câștigată pe undeva? Nu, răspunse bătrânul grav. Nu mi-amintesc să fi câștigat vreo bătălie vreodată. În război nu există câștigători. Toată lumea pierde, iar cel care pierde la urmă cere pace. Pierderile și jalea, asta este tot ce mi-amintesc din război. Și o singură bucurie, prilejuită de terminarea războiului. Terminarea războiului a fost, Charlie, o mare victorie, care însă nu are nimic de a face cu tunurile. Dar nu mi-închipui că tocmai despre o asemenea victorie ați vrea să vorbesc. întreabă despre Antietam, șopti John Huff. Am fost la Antietam, zise bătrânul. Ochii băieților străluceau. Întreabă despre Bull Run." Am fost și acolo. Dar la Shiloh? Toată viața m-am gândit. Ce nume frumos și ce rușine să-l vezi înscris doar în cronicile de război. Dar la Fort Sumter? Am văzut primele fuioare de fumale tunurilor, rosti bătrânul visător. Atâtea lucruri se întorc din trecut. Îmi amintesc și unele cântece. Totul e tăcut azi noapte lângă potomac, unde soldații pașnic visează, corturile lor în razele lunii de toamnă, în argint se prefac, sau în lumina focurilor de tabără scânteiază. Da, îmi amintesc, îmi amintesc. Totul a tăcut azi noapte lângă potomac, nu se aud decât ale râurilor șoapte, Încet cade roa pe fețele celor care zac, patrula pe veci a adormit azi noapte. După victorie, domnul Lincoln a cerut din balconul casei albe fanfarei să cânte Dixieland. Mi-aduc aminte și de o doamnă din Boston care, într-o noapte, a scris un cântec care o să e o mie de ani. Uneori, noaptea târziu, ochii mei văzut au pașii domnului venind, peste strugurii mâniei calcă, pururea zdrobind. Uneori, noaptea târziu, simt cum buzele mele cântă cântecele de odinioară. Voi, cavaleri din Dixie, ce stați de pază în sud, când băieții se întorc biruitori acasă, laurii câștigați de ei, atâtea cântece cântate de ambele tabere, plutesc pe vânturile nopții dinspre sud, dinspre nord. Venim, părinte Abraham, alți sute de mii, Azi noapte cortul ne înălțam pe vechiul câmp din nou. Slavă ție, Doamne, pentru steagul slobozirii noastre! Vocea bătrânului se stinse. Băieții rămaseră multă vreme nemișcați, apoi Charlie se întoarse spre Douglas și îl întrebă. Ei, ce zici, este sau nu? Este, răspunse Douglas respirând adânc. Colonelul deschise ochii. Ce anume sunt? întrebă el. O mașină a timpului, murmură Douglas. O mașină a timpului. Colonelul se uită câteva clipe la băieți și rosti apoi cu un glas plin de teamă. Așa îmi spuneți voi mie? Da, colonele. Da, domnule. Colonelul se lăsă încet pe spătarul jilțului, privindu-și mâinile, apoi peretele gol din spatele băieților. Charlie se ridică. Cred că a sosit momentul să plecăm," zise. La revedere, colonele, și mulțumim. Cum? Ah, da, la revedere, băieți. Douglas, John și Charlie ieșiră tiptil pe ușă. Deși trecuseră prin câmpul lui vizual, colonelul Frilei nu păru să-i vadă. Pe stradă, băieții trestăriră când se auziră strigați de la o fereastră de la primul etaj. Hei! Priviră în sus. Era colonelul. Da, domnule colonel. M-am gândit la ce mi-ați spus, băieți zise bătrânul, fluturându-și un braț pe fereastră. Da, domnule, aveți dreptate, cum de nu m-am gândit și eu? O mașină a timpului, domnul fie lăudat, o mașină a timpului. Da, domnule, la revedere, băieți, mai poftiți la bord când doriți. La capătul străzii își fața și întoarsă răfața și îl văzură din nou pe colonel care le făcea semn cu mâna. Îi făcură și ei semn și porniră mai departe mulțumiți. Pot călători 12 ani în trecut!" exclamă John. Da," zise Charlie, întorcându-și privirea spre casa liniștită. Dar nu poți călători 100 de ani." Nu, nu pot călători 100 de ani," recunoscu John gânditor. Asta călătorie, zic și eu. Asta mașină." Merseră un minut în tăcere privind în jos. Ajunseră la un gard, Ultimul care stare peste gardul ăsta e fată, spuse Douglas. Tot drumul până acasă, ceilalți îi spuseră lui Douglas Dora. Sfârșit.